Salut! Bine te-am regăsit la o nouă activitate! Astăzi ne-am gândit să discutăm despre părțile textului scris de mână. Pentru a-și cere scuze că nu ajunge la ziua Anei, Andrei i-a lăsat acesteia un bilețel în bancă. Să identificăm împreună elementele acestui bilețel. Dragă Ana, vreau să-mi cer scuze încă de acum, deoarece nu voi ajunge la petrecerea organizată pentru ziua ta de naștere. Aș vrea să-ți ofer acest mic suvenir. L-am cumpărat special pentru tine de la Sibiu. Sper să-l păstrez cu drag. Endre. Imediat ce revin acasă din tabără, te voi căuta. Distracție plăcută. Ei bine, acest bilețel are o formulă de adresare. Am lecturat conținutul acestuia, iar Endre s-a semnat cu numele său. La final, a adus o completare a acestui bilețel. Ce elemente lipsesc însă pentru ca acest text să fie un bilet corect? Așa este. Lipsește data și de asemenea lipsește formula de încheiere. Rescrie în caietul tău biletului între, completându-l cu elementele lipsă. Verifică dacă apar toate elementele specifice unui bilet. În textul scris se poate vedea că scrisul este lizibil, adică poate fi citit. Literele sunt corect scrise. Mărimea și inclinația literelor sunt neschimbate. Literele sunt legate în cuvinte. Există spațiu liber între cuvinte. Textul este așezat corect în pagină. Data este scrisă în colțul din dreapta. Formula de adresare este amplasată în mijlocul rândului. Fiecare idee nouă este scrisă cu alineat. S-au respectat regulile de ortografie și de punctuație. În funcție de scopul textului, se stabilesc dimensiunea textului, forma de redactare și modul de exprimare. Scopul unui text scris poate fi transmiterea sau cererea de informații, exprimarea unei idei, a unei păreri proprii, transmiterea unor gânduri, sentimente pentru a impresiona cititorul. Și, de ce nu, prezentarea unor întâmplări. Orice text scris trebuie să aibă introducere, cuprins și încheiere. Se respectă regulile de ortografie și punctuație, dar sunt sigură că tu deja știai aceste lucruri. E important să știi că textul se așează corect în pagină. Fiecare idee nouă se prezintă și se dezvoltă într-un paragraf. Un paragraf se recunoaște după alineatul de la marginea paginii. Exercițiul următor. Îți propune să bifezi căsuțele care conțin răspunsul corect. Iați timpul necesar pentru rezolvarea acestui exercițiu. Atunci când realizăm un text, e important să ne documentăm în legătură cu tema aleasă. Alcătuiește apoi o listă cu idei pe care vrei să le dezvolți. Stabilește scopul pentru care scrii textul. Ordonează ideile într-un plan al textului. Redactează prima formă a textului pe o foaie, dezvoltând fiecare idee a planului. Corectează eventualele greșeli. Folosește pentru fiecare idee nouă alineatele scrie varianta finală a textului, așezându-l corect în pagină. Așa cum îți spuneam, textul scris poate avea unele evidențieri de cuvinte sau de enunțuri purtătoare de sensuri importante pentru mesajul transmis. Vorbim aici despre scrierea tuturor literelor cu majuscule, scrierea mai îngroșată, utilizarea unei alte culori, sublinierea, însoțirea textului de imagini sau alte elemente. E important să acordăm atenție punctuației și să folosim punctuația potrivită. Exercițiul următor îți propune să rescrii în spațiile libere semne de punctuație. Iați timpul necesar pentru rezolvare, apoi vom verifica împreună. Ai observat? După punct, se scrie întotdeauna cu literă inițială mare. Linia de dialog marchează începutul vorbirii fiecărui personaj care ia parte la dialog. Semnul exclamării marchează în scris intonația unor renunțuri care exprimă senzații stări sufletești. Virgula separă termenii enumerației. Cele două puncte reprezintă semnul de punctuație care anunță o enumerare, o explicație. Semnul întrebării este folosit pentru a marca intonația propoziției interrogative pentru că se grăbea, Andre a lăsat un bilet mamei sale. În text s-au strecurat însă 11 greșeli de ortografie. Ai putea să le identifici? Cu siguranță ești un bun detectiv al greșelilor de ortografie. Poți să verifici aici dacă ai rezolvat corect. Activitatea noastră a ajuns la final.